De mic copil, omul este îndrăgostit. În copilărie, omul se îndrăgostește de mama lui, de părinții lui. Dar cel mai mult se îndrăgostește de mamă. Așteaptă de la ei o mângâiere, așteaptă de la ei o alintare. Așteaptă să-i spună că el a făcut un lucru frumos, un lucru bun. Dacă nu-i mama, îl apucă o suferință până în rărunchi. În copilărie, omul simte cum nu simte toată viața și bucuriile și durerile. Dar dragostea, și ne zice că numai la tinerețe, greșește. Dragostea te urmărește toată viața. Eu, cum am ajuns la școală, am crescut așa până la 9 ani, 10 ani, m-am îndrăgostit tare, de cine te îndrăgostești la școală? De fata cei mai deșteaptă la cart și îmbrăcată. Era Angela lui Lico Jocare, eram mort după el. Eram, nu dormeam nopțile. Era îmbrăcată bine, avea ghete, tațul era un fel de chiaburan, avea o 5 vaci. Stătea lângă, nu știe prea bine, dar stătea lângă domnul Roșu și dădea lapte. Țața Ileana și dacă dădea lapte, ea avea 5-5. Mă uitam prin catalogul pe furiș, cum pleca domnul Roșu. Ea avea 5-5-5, avea și eu 5-5-5. Dar eu învățam când era dragă cartea. Eram îndrăgostitule și într-o zi i-am furat niște ouă din poiată și i-am dat și niște bomboane și m-au refuzat. Vă două nostru, n-am dormit. Înseamnă că degeaba o iubesc eu. Cred că mi-a intrat în cap că dacă eu vreau să fiu și eu în râd cu lumea, trebuie să am neapărat bocanci. Și mă duc la mama și spun, mama, ieși-mi niște bocanci. Cum ar fi, iar mama ești ni un avion. Ce puneți nebocanci? Dar atât am bătut-o la cap și m-am schimbat și am fost harnic. Și după ce facem o treabă, dar n-ai bocanci? Mă ducem la apă, dar n-ai bocanci? Păi și atât am reușit-o de cap, mi-au mai dat să știi păi la buși. Nu, nu, bocanci, 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 bocanci. Parcă atât am lipsă, că hainele erau ca după război. Eu eram tăți sărași, ochii și închisoare. Până la urmă și băi, ei mai lua ăsta, bocanci, ei că în roade urechile. Păi, au făcut tata și s-o cotel după niște luni de zile, au văzut că-s mai hărnicuț, ia du-te mai la negre și ție niște bocanci, mi-a dat 125 lei. Dar știți ce-i? Da, tata-i, da, mă duc la magazin și iau bocanci, dacă îmi vine, eu, dacă nu, nu eu. Și banii și faci, îi țin în mână, strâng, îi țin în mână. Nu te-i furi și nema, n-are și nici să-i furi, că îi țin strâng în mână. Și dă-i tuliu, a ieșit pe poartă, fuga câte negrești, negrește sunt 11 km. Piața Stița m-a întors. Ia vine cu asta apoi. A să meargă Costel cu tine, că el e mai mare, și asta e el bocaș. Când am auzit când vine Costel, parcă mi-a chicat și el un cap. Știi eu, Costel era cu 3 ani și știi cum e un frate mai mare. Un frate mai mare te horopsește cât poate. Îți amărăște fiecare zi din copilărie, fiecare zi. Bati, bati, bati pârăști, bati pune să slugărești, îți iei din mână un frate mai mare, îi povară mare pentru cel mai mic. Hai, hai, măi! Mai era repede. El mergea mai repede ca mine, că era mai coptișel, era mai crud. Până la Negrești, mi-au scos liban de un cod din gură. Hai, măi, hai! Măi, stai, măi, Costel, măi, că... Însă obosit. Ce-i obosit, pe și eu obosit? Am timp să stau, trebuie să mă întorc, am treabă, avea el treabă. Dar numai ca să râdă de mine. M-am dus până la Negrești, am intrat în magazin. Aveți bocanci pentru aici? Da, zice vânzătorul. Nu trebuie să te palpi picioare. M-am strâns la picioare, mi-a dat o cârpă, m-a șterț. Nu discurță. Îmi dă un bocan, încearcă-l pe dreptul, vei. Zice vânzătorul. Încearcă-l pe dreptul. Ca turnat. Se uite și vânzătorii, da, îi vine bine. La Costel de acolo. E fă un pas. Fac eu un pas, doi și un tâc acolo pe magazin. Te strângi jos, hai acasă. Cum mă strângi
măi, Costel, îmi vin foarte bine, măi, nu vreți, dă-o, băi, dă-i, măi, bocancul jos, eu sunt bocancul din cea, n-ați-l, domnule, că nu-i bun, îl strângi la călcăi, hai acasă. Măi, Costel, măi, măi, îmi vin, măi, Costel, măi, măi, îmi vin, măi, Costel, măi, te rogă, ieni bocanci, măi, ieni, măi, bocanci, ieni, măi, bocanci, măi, și prin negrești, așa, ieni, măi, bocanci, uita lumea la mine, ieni, măi, bocanci, ieni, răbdi, uișă din negrești, pe dealul Crăcăneț, ieni, măi, bocanci, măi, ieni, măi, bocanci, eu după fuga, ieni, măi, trec și eu mașini, îi intra praf în ochi, în gât, ieni, măi, bocanci, măi, ieni, o ajuns pe dealul Crăcăneț. Am ieșit de acolo, prin coadă, prin sacă, după aceea pe la coada țărin și obosit, mai obosit. Ieri, mai bocaș, mai Costel, ieri, mai bocaș. Am ajuns prin Budăi și oprește un om, Petru, cu jucanasa lui toată viața. De ce plângi, mă? Plâng că n-o vreau fratele meu să ne iei bocaș. Dacă n-o vreau să iei bocaș, tu ce cauți pe iarba mea? Măi, și când ne-o dat trei ghiși la cur, parcă m-o frim cu șerul roșu. Am țipat-o și am țipat, dar durerea așa e mare tot, iar ieni, măi, bocaș, măi. Am deplațat Marița, era să mă muște un câini, ieni, măi, bocaș, măi. Ieni, am ajuns pe la Ralău, gura să uscasă și gâtul. Ieni, măi, bocaș, măi, ieni, măi, bocaș, măi. Mă gândeam... Cât de dator rămâne omul la niște amintiri din copilărie. V-am spus povestea cu bocanci, cum nu ne-o lua fratele din Costel bocanci, cum mi-a frit mie inima și am mers eu 11 km plângând să-mi iei niște bocanci, parcă dacă trecem prin păduri, m-auză pădurea să-mi iei niște bocanci. Ia-mi bocanci! Ieni-ai bocanci. Adică au trecut 56 de ani de atunci și omul tot datoria asta, tot întâmplarea și o frământă în sufletul lui. Zice, uai, oare de ce nu-i luat atunci bocanci? Am întâlnit odată un om, era pastor. Povestești că, domnilor, viața omului poate să dureze 50, 60, 70, 100 de ani. Am fost la asistat pe un om care murea și avea 98 de ani și sora lui avea 102 ani. Și el, ce avea el în minte la 98 de ani? Zicem și eu că are o înțelepciune, că are o gândire înaltă. Ceva au trecut în 98 de ani. El spunea, nu e drept că mor eu. Eu sunt mai tânăr. Sori mea trebuie să moară, care are 102 ani. Cum să mor eu mai tânăr? Deci nu era mulțumit că Dumnezeu l-a ținut 98 de ani. Și când m-am dus la sora lui și am mai stat de vorbă cu ea, mă gândeam, băi, să-mi spui de pe timpul și-o fost, cum a fost. E atâta știe. Când eram eu mititică, mă purta mamaia cu tenis rupți în chișoare. Iaca! Și contează anii care trec. Omul rămâne prins tot la amintirile lui, din copilărie. Amintirile lui de mai târziu, când a avut niște mari dureri, mari bucurii. Și tot la cele se întoarce și le lustruiește ca pe niște bocanci. Asta e viața omului. Așa și eu cu bocanci care nu mi-au luat Costel. De câte ori mă gândesc că nu mi-au luat, îmi venea plânge. Adică de atunci n-am mai avut eu bocanci. Uite așa, îți venea plânge pe dinică așa. Asta e tot.